Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers la Spitalul Județean de Urgență din municipiul Drobeta-Turnu-Severin pentru a verifica stadiul lucrărilor de extindere ale ambulatoriului de specialitate. Investiția este foarte importantă pentru sistemul de sănătate mehedințean, iar la finalul ei vor crește considerabil calitatea serviciilor medicale. Lucrările de extindere ale ambulatorului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta-Turnu-Severin sunt în plină desfășurare. Prin extinderea ambulatorului cu un nou corp de clădire în vecinătatea celui renovat recent și unde s-a amenajat noua secție pentru bolnavii COVID-19, se va asigura un confort sporit atât pentru pacienți cât și pentru medici. Astăzi, în prezența președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a turnat placa de beton peste parterul clădirii. După cum este cunoscut, Consiliul Județean Mehedinți implementează proiectul de extindere și de dotare a ambulatorului de specialitate al Spitalului Județean. Se realizează o nouă construcție, după cum se vede astăzi, se toarnă planșeul peste parter, urmând să continue clădirea. În același timp, urmează să demarăm procedura de achiziționare a aparaturii medicale, care a mai rămas de achiziționat, pentru că nu trebuie să uităm că anul trecut, când a început pandemia de COVID, tot din banii de pe acest proiect am achiziționat ceea ce era necesar pentru spital, pentru perioada pandemiei. Iată că această lucrare avansează destul de bine. Aici, la etaj, vom avea un remene și vom avea și un computer tomograf. Cetățenii acestui județ nu vor mai fi nevoiți să apeleze la servicii medicale în afara județului nostru. Noile cabinete vor fi dotate cu aparatură performantă și mobilier. Vor fi aduse, de asemenea, un aparat remene și un computer tomograf. Așa cum cred că deja și din personalul medical și din rândul populației din județul nostru, se cunoaște faptul că se dotează ambulatorul de specialitate, de fapt, în primul rând, se extinde. Deci, practic, toate cabinetele vor dobândi o altă arie utilă pentru funcționare, vor fi dotate. Majoritatea cabinetelor de ambulatoriu vor funcționa în acest spațiu, deci cabinetul de alergologie, medicină internă, oftalmologie, ortopedie, neurologie, cardiologie, diabet și boli de nutriție. Pe de altă parte, avem șansa cu această extindere a ambulatoriului de specialitate să fim dotați cu un RMN și computer tomograf. Deci, practic, se dezvoltă foarte mult partea de laborator de radiologie și imagistică. Proiectul, care se realizează pe fonduri europene, presupune modernizarea ambulatorului actual, construirea unui nou corp de clădire în vecinătatea acestuia compus din parter și etaj, realizarea de alei, trotuare de circulație pietonală, precum și amenajări peisagistice.